să moară. Bibi, dacă nu este superb. Asta un peisaj faric. Și o povasta. Și bate vântul. Și plouă. Da, plouă. Este vremea perfectă pentru o plimbare în parc. Pentru că mă aștept, fete și băieți, să nu fie ștacul. Afară de nebun. Bine, dacă merg după logica mea și îi las nebun și se gândește și ei la fel, că nu o să fie nimeni, n-am făcut nicio afacere. Dar m-am gândit eu că foarte curând vor veni zăpezile și știu că vă plac plimbările mele matinale sau mă rog prin parc așa când mergem și mai vorbim în alta. Și având în vedere că ne bucurăm de această vreme absolut superbă și că eu sunt într-o dispoziție mai mult decât superbă în ciuda vremii, zic hai să-mi scot eu fetele și băieții la plimbare, că uitați-vă voi ce pe aici. Cred că auziți cât de cât ploicioaca. Sper doar să nu bată vântul foarte tare, astfel încât să nu mă auziți cu toate cele. Noi deja avem oricum antrenament pe subiectul ăsta, pentru că așa cum v-am povestit în ultima astfel de plimbare, când nu ploua, vă povesteam despre o altă plimbare, când m-am așezat, nu știu, pe lângă niște mașini de tuns iarba sau ceva, a fost ceva absolut superb și nu mă auzați absolut deloc, așa încât n-ar fi prima dată. Dar ne aflăm, fete băieți, ne aflăm momentan în Parcul Carol, care este o superbitate de culori, arată foarte bine și cu ploaia asta așa e pustiu și pe bune, acum fără glumă, mi-am zis pe măsură ce a început ploaia de azi dimineață, plouă în continuu, mi-am zis că ar fi o idee foarte bună să ies. Să mă bucur puțin de vremea asta, că nu este chiar atât de frig, mai ales dacă ești înțărit cum trebuie și o să vă arăt ce outfit de excepție am, că sunt seximopol, sunt Merlin Monroe altoit-o cu Sofia Loren în galoși de cauciuc însă, bine de tot și oricum avem de povestit și oricum era dor de voi și să facem chestii așa, fără ceva anume de filmat, că în Copenhaga, de exemplu, și nu cred că a intrat încă vlogul ăla, dacă a intrat de linkul ăsta, dacă nu stați pe aici. În Copenhaga, de exemplu, ideea era să filmez cât mai mult, să am cât mai multe chestii mișto, să vă arăt chestii diverse pe care nu le aveam în mod normal în România, că nu e ca și când mă duc zilnic. Așa încât, uite că mai sunt oameni, vedeți? Nu sunt ce singură nebună. Așa încât, pentru astăzi, când am mai fost în parc și am mai văzut ploaie, pot pur și simplu să vorbesc cu voi și să filmez ce mai e în jur, ceea ce mă bucură foarte mult că stăm și noi la povești. Ce-mi doresc acum însă, pe lângă vremea asta superbă, este să mă așez undeva, pentru că mi-am luat și trepied de la mine, un baby trepied, unul din ăla de ții pe ce vrei tu de la de se prinde, o să vi-l arăt imediat, ca să mă pot așeza, ca să pot să-mi scot cafeaua din buzunar, pentru că, nu știu dacă vedeți, da? Sunt cu termosul în halul ăla și să putem povesti în voie, astfel încât să pot să beau și un pic de cafeluț și să văd cum fac, să am încă o mână liberă. Dar nu mai știu, pe aici, pe undeva, erau niște măsuțe, erau niște băncuțe, cred că mai seamă e așa, da? Să vedem dacă reușesc să le găsesc. Ia, aude, ia, poezie curată, ciupercile crescute pe copaci, bune ciuperci. Parcă pe aici așa, pe undeva, nu, da, serios, culorile chiar sunt foarte frumoase și uite că am văzut și măsuțele. Sunt undeva pe jos pe acolo și dacă reușesc să nu rup gâtul, ar fi foarte tare. Ce vă ziceam cu galoșii de cauciuc? Ia uite-mă, am fost zilele trecute cu mama la Minipri și am găsit aceste treburi, care știu că sunt sinistre, dar știi ce bine protejate îmi sunt picioarele momentan? Ia, tot așa, lasă leacă camera, leacă camera, a început și mai rău, ca să nu-mi rup gâtul pe treburile astea care mai și alunecă. Dacă mor, să știți că v-am iubit. Camera îmi stă mărturie. Hup, hup, cum ar zice frate meu, se numește talent. Dede, talent. Acum, întrebarea este dacă pot eu să mut băncile astea. A început frumos de tot. Pentru că am mai filmat eu odată aici cu voi și dacă mai țineți minte, v-am pus pe treaba aia de acolo din spate, dacă o vedeți. Numai că erau băncile chiar în față și voi stăteați pe aia și eu stăteam pe astălaltă. Dar știți ce fac? Iată aici, vă arăt acum trepiedul de excepție. Singura problemă este că eu trebuie să mă și acest în această baltă. Noroc că am plasticul ăsta sinistru pe mine. Ia să vedem cum facem aici. Îmi pare rău că n-am pe cineva să filmeze, că dacă m-ați văzut cum am coborât de acolo, a fost ceva superb. Am scos aici jucăriile pe masă. Cam așa, cred că e bine. Toată treaba este să puteți să mă auziți de zgomotul ăsta de fundal. Că mie îmi place foarte mult și mi se pare foarte relaxant. Ba chiar aveam o chestie în casă pe care i-am dat-o maică-mea acum când a plecat. Aveam un aparat pe care conectându-l la laptop sau, mă rog, un ăla de USB, scotea tot felul de sunete ale naturii să poți să dormi și printre ele era ploaia și mai erau valurile mării, vântul, nu mai știu ce era pe acolo, dar chiar am emoții pentru că, în general, mă frustrează teribil când vreau să fac ceva și iese și descărcând îmi dau seama că nu mă aud bine, adică totul se vede cum trebuie, sunt pe energie, discursul e natural, merge totul foarte bine, atâta tot că nu mă aud!
ceea ce ar fi foarte nasol acum, pentru că într-adevăr mi se pare ceva excepțional. Și cum vă spuneam, nu este nici cucubau. Pe aici așa. Să încerc să-mi desfac acum termosul meu de la Pepco cu Harry Potter, pe care l-am elucidat într-un final. O să încerc să țip un pic ca să mă auziți mai bine. Nu știu ce fac așa, dar eu fac. Termosul meu, bună ziua, despre care vă povesteam la ultima noastră plimbare, că mereu îmi lasă ștampilă de-asta în frunte. Și tot voi m-ați destupat, adică mi-ați lăsat multe mesaje în care mi-ați spus: prietena, așa pățeam și eu sau noi. Dar fii atent, deci sunteți pregătite să aflați care este rezolvarea acestei crepe ca să nu ne mai lase? Țineți-vă că este absolut revoluționar, este tehnică modernă, este știința secolului 21, da? Deci cum îl avem noi și ne lasă așa de la înfrunte, ia fii atent la asta. Mam, luați-o pas. Deci asta era tot, trebuie dat un pic mai pe spate. Și eu tută, nu mi-am dat seama să-ți făcut asta, că am zis că îl stric, îl dau peste cap, să vezi acum, distrug. Bine, el a fost un termos de 20 de lei să fie cost, adică nu era o mare pierdere, dar e cu Harry Potter, dacă e cu Harry Potter... Mă băiță, o să face, ia. Este o părită cum îmi place. Știu că mă vedeți cu un piculeț de abur. Am pus degetul nițeluș pe voi. Asta pentru că temperaturile și toate cele. Așadar, să vă prezint outfit-ul meu de excepție. M-am îmbrăcat pe foarte repede înainte, pentru că eram în casă și lucram. Și dacă am văzut că e așa, până la urmă m-a bușit ideea. Zic, ia, hai să ies de-abia, mai îmi oxigenez puțin tel creierul, pentru că sunt puțin blocată. Încerc să fac niște chestii și nu-mi ies. Și n-am idei. Și nu știu de unde să le scot. Încerc să vin cu niște lucruri creative și creativitatea mea momentan este un pic la pământ. Poate și pentru că sunt niște subiecte pe care le-am mai exploatat de câteva ori și mă simt un pic secată. Știu că e foarte vag ceea ce vă zic, dar chiar așa mă simt, secată. Și nu știu de unde să scot ideile alea și mi-am zis că o plimbare până Fribiușteanul ăsta, așa poate mă mai răcorește un pic și îmi vin alte idei. Așa că m-am îmbrăcat pe foarte repede înainte și vă prezint acum. Sexy. Plasticul ăsta sinistru este o pelerină din aia de ploaie, care pe cutia de sinistră, voi vă dați seama că eu fac mișto, că sunt lucruri pe care le porc și le iubesc, dar sunt miștourile și glumele mele pe care majoritatea le pricepeți, dar acum fac datoria pentru cei care sunt pentru prima dată aici și cumva se simt lezați că am îndrăznit să spun plasticului că este sinistru. Este un plastic, deci este sinistru, dar este o glumă. Pe ăsta l-am luat de la Topshop acum câțiva ani și a fost una dintre cele mai deștepte achiziții ale mele din toate timpurile, pentru că în situații de genul ăsta doar l-am tras pe deasupra și mă protejează foarte bine. Deci câteodată lucrurile urâte au utilitatea lor și mă ajută mult de tot. Apoi, pulover de la H&M, trench-ul ăsta l-am luat de la Minipri, e un River Island, dar să dea Dumnezeu sănătate Minipriului, că multe chestii nu știu am găsit acolo, inclusiv cizmele despre care vă spuneam. Weekendul trecut a fost mama la mine după ce ne-am întors din Copenhaga. Și dacă tot a stat la mine și a fost minunat să o am acolo, pentru că v-am mai zis, când e mama, mama, bunica, tata, mă rog, care vine, n-am niciun stres, adică mâncare la botul calului, curățenie în casă, toate așezate, nici nu știu că există pământul ăsta, adică nu-mi trebuie nimic, sunt așa prințesă. Și fiind mama acolo, au fost toate așezate, ordonate, niciun stres, plus senzația aia de liniște. De asta nici n-am postat săptămâna, duminică. Cred, mă rog, depinde când vedeți pe vlogul ăsta. Și v-am anunțat pe stories că, băi, nu postez pentru că e mama și vreau să am mai mult timp cu ea. Și asta am făcut. Și am dus-o prin magazine. Am căscat gura, din fericire atunci nu ploua și am fășit în Minipri. Iar în Minipri am probat o felul de chestii pe acolo și am luat și câte ceva, mi-am luat și câte ceva și am avut norocul că am găsit cizmele astea care sunt Hunter. Fac un mic istoric acum pentru cei care nu știu. Eu mai am o pereche roșie pe care o inserez pe aici. Sunt la fel de sinistre. Individul le urăște cu pasiune. Tot timpul îmi spune că sunt cizme de vidanjor. Sper că nu am pe aici în capul meu, da? Așa, n-am public. Individul mereu îmi spune că sunt cizme de vidanjor și că în cazul în care vreau să mă reprofilez din punct de vedere profesional, mă așteaptă ea la mașina, sau mă rog, cu mașina de rahat turcesc. Mă așteaptă în orice secundă pentru că echipamentul l-am deja. Dar asta pentru că invidie. Însă, cu toate că sunt de acord că estetic sunt niște dezastre, pe vreme de genul ăsta, știți cât de bine protejate țin picioarele? Cizmele de cauciuc sunt râte și hidrate, dar din punct de vedere practic sunt minunate. Iar eu le-am descoperit la Blair Eady, tipa aia cu Atlantic Pacific. M-am mai povestit eu de ea, tipa care are blogul ăla foarte colorat din state, una dintre primele pe care le urmăream. Vine un Enix, sper că nu la mine, prietene, că am treabă, vorbesc de cizme de cauciuc. Așa. Și ea purta, avea tot felul de ținute din astea, în care era, bine, cu cățeaia, în care era foarte colorată, deși ploua afară, și era cu piciorul gol, dar cu cizme de genul ăsta. Și mă uitam la ea, zic, băiatule, nu m-aș fi gândit niciodată să pun o fustă scurtă cu cizme de astea de cauciuc. Bine, colorate, frumoase, galben, roz, roșii, nu de alea de pescar. Și le-am tot văzut la ea și, până la urmă, anul trecut, am găsit pe vestiar, că de acolo cumpăr multe, nu aș vrea să le zic rebuturi, dar sunt lucruri pe care, în principiu, nu le-aș lua la preț întreg.
Pentru că nu-mi vine să dau, astea sunt scumpe, rău. Poți să ajungă și la vreo 600-700 de lei pe o cizmă de cauciuc. Să mă ierte Elvesus, dar mi se pare enorm. Și n-am vrut. Și le-am găsit acolo pe bestiar, hunter ăștia știind eu că sunt cei mai cei, adică le fac de cea mai bună calitate. Și cum poți să reduce calitatea la o cizmă de asta de cauciuc? Păi, în principiu, una care durează, rezistă, nu se rupe, păstrează piciorul protejat. Și tot am citit review-uri și vedeam că multă lume zicea că cele mai cizme de cauciuc sunt astea de la Hunter, sunt britanice sau ceva. Le-am luat pe alea roșii de pe vestiar și foarte bine, mi-am făcut treaba cu ele minunate, m-am convins care e treaba, ba chiar au venit cu niște șosete din astea, așa, vedeți că scrie acolo Hunter, cu niște șosete ale lor. Și cum eram cu mama în mini-bri, le-am văzut pe astea, singura pereche. M-am uitat 39, eu porcam 38, așa, nu sunt un pic mari, dar șoseta aia e ok. Și când le-am văzut, aveau și 25% reducere la încălțăminte, vi le-am arătat atunci pe Instagram. Îi arăt lui mama, care evident și-a pus mâinile în cap când le-a văzut că sunt sinistre. Și știu că sunt sinistre. Și-a pus mâinile în cap mama și până la urmă le-am probat, mi-au plăcut, zic mama, lasă-le că o să fie practice. Îi le-am arătat individului și el a, bine, deja le cumpărase, nu că avea vreo importanță că el nu să bagă, doar face mișto. Mail-uri, beton. Și le-am arătat, nu mai știu ce a zis, dar oricum ceva, că sunt de rahat turcesc sau în zona asta. Este la fel de extazia de ele. Și numai bine că uite cum le-am dezvirginat acum, că le-am scos și pe ploaia asta sunt super minunate. Erau 320 de lei la preț întreg, ceea ce e jumătate din prețul lor dacă le iei noi. Și cu 25% reducere le-am luat cu vreo 200 și ceva de lei. Și sunt giuc pentru vreme de genul ăsta, sunt minunate. Acum trebuie să mă gândesc în Dumnezeului să fac, pentru că eu țin camera puțin protejată și dacă mă dau mai în spate să vă arăt outfit-ul de excepție, nu o să mai fie protejat, așa că o să încerc doar să mă ridic și chiar sper că mă auziți. Deci, plovărașul, da? Am pe mine colanții, cum să fac eu, bă, nene? Mă vedeți? Uite, vă arăt copanul, care mă vedeți, zice că nu sunt sănătoasă la cap, nu ca și având în vedere până ce ploicioacă sunt. Colanții ăștia sunt aia pe care i-am luat de la Lidl când au avut ei colecția cu Esmara, aia foarte mișto. Știți ce bine țin și ăștia am avut și în Copenhaga și au fost beton. Și uite, ca să vă arăt, uite cum pun eu piciorul, astea sunt, da? Deci uite așa. Cismele de cauciuc sunt albastre. O să încerc eventual să vi le arăt mai bine. M-a văzut ăsta cățelul. O să încerc să vi le arăt mai bine pe acasă, să le vedeți, tot reușesc atunci să le vedeți mai bine. Dar nu veni pe aici, nene, că nu e cazul. Da, deci sunt foarte bine. Nu mi-e frig, n-am niciun fel de problemă. Iar ploaia asta chiar să știți că este destul de relaxantă și de plăcută. În Copenhaga a fost minunat. Dacă am fi avut vreme de genul ăsta, cred că nu făceam absolut nimic, că n-am fi avut unde, cum. Mama e chiar mai friguroasă decât mine și cu siguranță n-am fi ieșit din casă, nu s-ar fi întâmplat nimic din toate lucrurile frumoase pe care le-am văzut. Și chiar recomand să vedeți vlogul. Bine, eu oricum recomand să vă uitați la toate, dar pot să înțeleg că nu toate se potrivesc pentru toată lumea. Însă ăla mi se pare că a ieșit mult mai bine decât primul pe care l-am filmat în Copenhaga, poate și pentru că era cu totul alt context, poate și pentru că aveam cu totul alte lucruri de făcut. Deci e normal să fi fost ceva diferit, dar acum chiar mi se pare că am văzut în principiu cam tot ce era atracție principală din Copenhaga. Și am avut vreme bună, în câteva zile a fost chiar soare. E într-adevăr o țară scumpă, dar frumoasă. Și i-a plăcut și maică-mii, care a fost pentru prima dată și m-am simțit tare, tare bine acolo. Cu tot ce am văzut, mi se pare că am acumulat multă informație, frumusețe, odihnă, timpul ăsta petrecut cu mama, care mi se pare foarte fain și chiar vreau să mai facem chestii din astea, pentru că e un companion de călătorie foarte bun. Și la locul lui, și bine, oricum, nici eu nu vorbeam limba, dar în engleză eu vorbeam cu ea pe acolo. Mama stătea cu minte în banca ei, foarte amuzantă, că mama este mult mai circărărea, să zic, sunt eu. Adică am râs foarte mult cu ea și chiar mi-a prins tare, tare bine. Sper că nu vă plouă. Deci a fost minunat, minunat. Dacă ar fi fost așa, cred că stăteam în camera de hotel și n-am fi rezolvat absolut nimic din lucrurile frumoase pe care ne-am propus să le rezolvăm, să le vedem, să le vizităm și așa mai departe. Și am postat astăzi, ca să scot și telefonul, să văd ce era cu mail-ul ăla minunat, exact ce-mi doream de la viață, niște mail-uri. Unde ești, prietenaș? Vreau să vă citesc niște treburi, că am vorbit chestii pe Instagram, cum fac eu, și am mai vorbit și pe Facebook niște chestii și am primit niște comentarii de la voi care mi s-au părut tare frumoase și am zis să citim câteva împreună, că mi s-ar părea drăguț să interacționăm așa. Da, unii care vor bani. Nu se poate, prieteni. Am pus o ceva în care eram toată îmbrăcată în mov și vă povesteam puțin despre istoricul culorii mov. Mai pun și de-astea pe Instagram, poate aveți curiozitatea să vă uitați cândva. Și vorbeam cu voi despre culoare și vă întrebam dacă o purtați, cum vi se pare și așa mai departe. Și mi-ați lăsat aici niște comentarii foarte frumoase, pe care le-am citit cu mare plăcere, ia să vedem. Mov este culoarea mea preferată împreună cu toate nuanțele lui. Este o culoare care asigură protecție, chiar și preoții au pe veșminte sau căpușa la această culoare. Da, mov este o culoare minunată, numai că vă povesteam eu în ceea ce am scris acolo, că n-a fost dintotdeauna așa și că era o culoare
care pe bună dreptate era atribuită doar membrilor familiilor regale, pentru că era foarte greu de obținut în laborator, adică MOV purtau doar oamenii foarte bogați până... Prietenași nu sunt acasă. Până prin secolul XVIII. Stați așa. Alo? Bună, bună. Nu sunt acasă. Dacă este, poți să-mi lași... Da, am curierul. Nu sunt cel de toate zilele. Așa, și vorbeam cu asta, cu MOV-ul, și vă ziceam eu acolo că era într-adevăr purtat doar de familiile regale, pentru că era foarte greu de obținut pigmentul ăsta în țesături, ca să poți colora țesătura. Era greu de obținut pentru că erau niște melci de la care storceau din fundul lor, efectiv, deci nu fac mișto, din fundul lor storceau o substanță pe care o amestecau cu altele și așa abia reușeau cu 9000 de melci din aia, reușeau să scoată un gram de pigment din ăla MOV sau purpuriu. Și fiind atât de scump, vă dați seama, oamenii de rând nu-și permiteau să poarte culoarea asta. Și abia prin secolul XVIII a ajuns ea să fie produsă și în laborator. Am povestit toată chestia pe Instagram, deci o găsiți acolo dacă vreți detaliat. Și vă întrebam și pe voi și mi-ați lăsat niște comentarii foarte drăguțe aici, în care îmi spuneați că majoritatea sunteți fane. Și mai era un subiect pe care voiam tot așa să-l aduc în atenție cu voi. Uite, îmi spunea Ioana Ivan 19, pe care mereu îmi comentează, română. Îmi zicea dacă pot să vorbesc un pic despre bestiar colectiv. Pentru că eu tot menționez site-ul ăsta și cumpăr mult de la ei și m-a rugat, încerc să-l găsesc. Am vorbit cu ea până mai multe comentarii, de asta mă uit așa pierdută în spațiu. Îmi zicea ea că ar vrea poate să vorbesc un pic mai detaliat despre ce fac eu cu site-ul ăsta, pentru că tot timpul menționez și am multe lucruri luate de la ei și nu prea aș dă seama care-i treaba, cum funcționează, cum cumpăr de pe el, pentru că sunt tot felul de... există procedura de autentificare, nu știi cum e cu transportul, nu știi dacă sunt autentice într-adevăr produsele, dacă ai taxe la vamă, tot felul de chestii din astea. Și dacă intri pe site și nu știi de unde să-l apuci, poate fi chiar ușor intimidant, pentru că unele scoruri sunt de la de nu te apropii. Dar pe de altă parte sunt și multe chilipiruri și eu v-am mai povestit că mi-am luat de acolo, nu știu, perechile de pantofi ale mele de la Charlotte Olympia, care în principiu dacă ar fi fost noi costau 1000-2000 de lire. Eu l-am luat cu câteva sute de euro, dacă nu chiar mai puțin. Mi-am luat de acolo sandale Chloe cu mai puțin de 100 de euro, adică preț de Zara. Ele noi fiind tot așa pe la 1000 de euro. Și tot felul de chestii de genul ăsta. Multe, multe lucruri luate de la ei. Și uite ce comentariu îmi lăsase Ioana. Zice așa: mă tot gândeam zilele trecute la tine când răsfoiam sau mai degrabă îmi prindeam urechile prin Bestiar Colectiv și mă gândeam că poate nu ar fi o idee rea dacă ai dori să faci un clip să ne arăți și nouă ce și cum pe acolo. Că eu personal m-am pierdut de la primele pagini și zău că nu găsesc și eu un palton așa cum îmi doresc prin magazinele actuale. Dacă e de interes, mi-ar face plăcere să-l urmăresc. Spor și o zi frumoasă în ciuda vremii mirobolante de afară. Deci ăsta a fost comentariul ei. Dacă voi vreți așa ceva sau din contră, dacă nu vreți, spuneți-mi, pentru că aș putea să fac, uite, când ajungem acasă, chiar poate ar fi o idee, măcar să lansez pastila și dacă vi se pare de interes, pot să dezvolt asta. E o idee bună pentru cele care căutați articole, nu neapărat de designer, dar lucruri de calitate bună, la prețuri mai mici decât le-am luat în mod normal. Eu intru pe Vestiar, nu pentru etichete neapărat, ci pentru că știu că acolo găsesc niște lucruri care sunt de o calitate mult superioară a ce găsesc în H&M, Zara și așa mai departe și de multe ori le iau la prețuri chiar mai mici, cum s-a întâmplat de multe ori și multe lucruri foarte frumoase, foarte, foarte frumoase. Așa că în cazul în care e de interes, ca să știu să vă explic ce și cum, n-am nicio treabă cu ea, adică normal câți bani le-am dat de-a lungul timpului. Iisuse, mi se face rău dacă stau și mă gândesc, bine că nu-i adun. Îi las așa, separați. Dar pot să vorbesc despre asta și să vă arăt cam cum aș face treaba. Nu vă mai zic, am o groază de alerte setate și de e-mail-uri pe care le primesc, notificări, pentru că sunt anumite lucruri pe care le caut fix. Și știu că de alea am nevoie și în momentul în care apare ceva similar cu ce am căutat eu, ei mă notifică și atunci încep să negociez cu vânzătorul, să văd dacă mai pot să scap la preț, dacă e avantajos pentru mine. De exemplu, dacă este să comanzi din Uniunea Europeană, nu plătești transport, n-ai vamă, n-ai nimic. Dacă te apucă pe tine că vrei, de exemplu, o poșetă în formă de ochelar de soare, dacă vă amintiți pe aia de la Charlotte Olympia mea, pe aia am luat-o din Hong Kong și am luat-o dintr-o ambiție prostească, pentru că este o geantă complet nepractică, adică mi-n cap două lucruri fix în ea, dintre care unul înseamnă șervețele, și luată din Hong Kong, asta înseamnă Asia. Deci m-a rupt vama, m-a distrus, dar îmi picase mie pentru că eu sunt fan Charlotte Olympia, colecționez cam tot ce pot de la ea și îmi picase mie grav de tot pe geanta aia, am zis că vreau asta, i-am plătit vama, dar nu e o chestie deșteaptă. La fel dacă te-a pus să comanzi din Canada, din state, din Canada am luat capa aia roșie care vă place vouă cu fundița aici la gât, tot așa. Am plătit și la ea, mi-a venit rău pe vama, practic am dat mai mult pe vama decât am plătit pe ea. Mă rog, prostii și prostii, astea să fie păcatele mele. Deci pot să vorbesc și despre asta. Și mai era o chestie.
că v-am întrebat, tot aici pe Instagram la o altă postare, v-am întrebat cum m-ați descoperit voi pe mine, cum ne-am cunoscut. Și tocmai pentru că îmi dau seama că nu toată lumea mă urmărește pe Instagram, toată lumea mă urmărește pe Facebook, vreau să adresez aceeași întrebare și aici pe YouTube, în cazul în care aveți plăcerea și cheful de a-mi răspunde. Scrisesem acolo, uite, o să vă citesc puțin din postare. Și ziseseam aici spre final că aș avea două întrebări. Cum ne-am găsit noi două sau noi doi? Și următoarea vă întrebasem cum va influența vouă viața tehnologia. Pe mine mă interesează în primul și în primul rând asta, cum ne-am găsit? Adică prin intermediul cărui lucru ați ajuns voi la mine sau eu la voi. Nu știu, că răspăiați într-o zi pe YouTube căutând ceva sau pur și simplu v-a apărut ceva în feed. Sau m-a recomandat o prietenă, o colegă. Sau... nu știu, m-ați văzut pe nu știu unde și vi s-a părut vouă că e ceva de urmărit în viitor. Vreau atât, asta mă interesa, să știu, cum m-ați descoperit sau cum ați ajuns la mine sau cum ați... cum de sunteți astăzi aici? Care a fost primul contact? Asta dacă mai țineți minte, dacă e prin intermediul unui clip, dacă e prin intermediul unei persoane, o recomandare și așa mai departe. Au fost unele răspunsuri foarte frumoase pe care le-am citit. Și uite, chiar astăzi citeam unul legat de animăluțe. Stați să văd dacă îl găsesc. Îmi spunea cineva pe Facebook, Florina Tudoran, mi-a lăsat un comentariu, nu știu dacă puteți să-l vedeți, probabil că nu, dar vi-l citesc eu, care m-a atins un pic și zice așa: salutare, te-am descoperit de puțin timp, de un an de zile, ai fost cadoul meu de Moș Nicolae. O bună prietenă mi te-a recomandat după ce m-am despărțit de iubitul meu. Ne-am despărțit pentru că nu suporta că țin animale de companie în casă. Doi câini de talie mică, salvați de pe stradă. Prietena mea a zis, trebuie să cunoști o fată care iubește animalele la fel de mult ca tine. Și așa am început să te urmăresc cu drag. Ești minunată, mult succes în continuare. M-a atins foarte mult mesajul ăsta, pentru că eu am o problemă foarte mare cu oamenii care resping animalele. Evident, nu pot să judeci, habar n-am ce a fost acolo, nici nu mă bag, nu e treaba mea, nu e locul meu, nu știu care au fost motivele, ce s-a întâmplat de fapt, dar luând situația așa superficială, atât cât am citit, și eu aș avea o problemă foarte mare cu un om care m-ar pune să aleg ori el, ori animalele. Și eu am mai avut discuțiile astea și cu individul și, mă rog, ce relație am mai avut de-a lungul timpului, că nici nu s-ar pune problema. Adică pentru mine animalele sunt principalul lucru. Dacă mi-ar cere cineva să renunț la rumbul, la păroș și la limonada, reteneaște, pupă, mama, du-te sănătos. În niciun caz n-aș face asta. Și am rezonat foarte mult cu ceea ce mi-a zis, cu ceea ce mi-a scris acolo, cu toate că îmi pare rău, evident, e neplăcut pentru situație, dar în general nu-mi plac alegerile și forțările astea, ori una, ori cealaltă, mai ales în cazuri de genul, când e clar un impact emoțional foarte puternic. Așa încât am vrut să vă citesc, ca să vă faceți o idee asupra motivelor și dacă aveți curiozitatea să le vedeți și pe celelalte, sunt comentarii multe și pe Instagram și pe Facebook, pentru care m-am bucurat foarte mult. Am răspuns atât cât am putut la o parte dintre ele, cred că măcar la 100 am răspuns și eu. Celelalte sunt acolo, mulțumesc tuturor și dacă mai vreți și voi să completați, m-aș foarte super bucura. Acum, pentru că ne bucurăm de superbitatea asta, o să mai dau o tură pe aici, mai iau câteva cadre așa să vă arăt ce și cum. Îmi termin și eu cafeaua, dar vreau să-mi încălzesc puțin tălmâinile, după care mergem la mașină, cu pumnii și cu lăbuțele strânse, că ați auzit ceva din ce am povestit pe aici. Sper să nu fie nevoie de subtitrare. Că ar fi superb și mi-ar lua 2 săptămâni, probabil, până când s-o atașez. Dar da. Să mai bei un pic de cafeluț, fără să facem ștampilă în punte. M-am opărit. De ce bun? Perfect. Yes. Da. Now I gotta realize that you are falling out.
Să fac cu voi un soi de mini-unboxing, să vă arăt niște lucruri, numai că între timp s-a produs această extorsiune și n-am cum să nu-l filmez, că este mult prea adorabil, iar lemonada de culăbuța în punga, în cutia ce am eu pe acolo. Lemo, cred că vedeți niște copănele, ia uite-o. Da, măi, uite-l pe ăsta cum stă, mă, uite-l pe ăsta cum stă. Mai stau și ceilalți, dar Umbu și-a intrat în drepturi de plin și este fotoliul lui fără drept de apel. Uite-te tu cum e el acolo, mi se pare adorabil, știu că am mai zis, știu că nu e un cadru nou și sper să nu vă supărați, în general știu că nu vă supărați când vă ară blănoșii, însă pentru mine nu există nimic mai scump, mai simpatic. Stați așa să vă pun cum trebuie pe trepied și după aia, așa, după aia încep să vă arăt. Bun, cine s-a uitat la mine pe Instagram în ultima săptămână știe că am tot discutat de capitolul parfumuri. Pentru că, în principiu, singurul lucru pe care chiar mi l-am dorit de Black Friday, și nu că aș fi avut nevoie, dar astea erau dorințele mele, în principiu, singurul lucru a gravitat în jurul subiectului ăstuia, parfum. Am zis că vreau și eu niște parfumuri de la Maison Margiela, de la care eu am acel lipsticon, care am aflat cu stupoare, chiar documentându-mă de parfumurile pe care urmează să vi le arăt, am aflat cu stupoare că nu se mai fabrică, ceea ce pentru mine este foarte trist și supărător, pentru că e unul dintre parfumurile mele preferate. Și eu mi l-am luat acum niște ani pe ăla, încă am din el, având avantajul mai multor parfumuri, n-am mai consumat un parfum de multă, multă vreme. Așa încât încă am din el. Dar îmi pare rău că nu se mai fabrică, pentru că odată și odată se va termina și ăla și va trebui probabil să-i găsesc un înlocuitor. Este acel parfum despre care v-am povestit eu repetate rânduri, că miroase a ruj și a putră și a budoar și ăla, toate nebunile alea care îmi plac mie. E un miros de babet, dar unul sofisticat, elegant, în cel mai frumos sens posibil de babet, evident, fiind o exagerare din partea mea. Însă, mie linia asta, Dalemu, mie linia asta lui Maison Margiela replica, ce arată așa, fără capac, fără nimic și sticla cam urâțică, să fiu sinceră, îmi place destul de mult, pentru că sunt niște mirosuri puțin atipice și asta vă ziceam, cine s-a uitat la mine pe Instagram a văzut că am tot zis că mă tentau două parfumuri. Fiind vorba despre ăsta, Whispers in the Library, ăsta așa pe care l-am luat din magazinul fizic, numai că e și aici o poveste, și apoi cel pe care mi-l doream, de fapt cel mai mult, cel care miroase a sobă, l-am comandat de pe Notino pentru că n-am reușit să-l mai prind. Treaba a fost în felul următor. Dariana a pus pe story de dimineață, deci Black Friday a început pe 12 noiembrie și Dariana a pus pe story de dimineață când era în Sephora că la magazinul ăsta au prețul cel mai bun. Eu deja începusem să mă documentez cu privire la ele, adică cercetasem piața și chiar v-am pus și link-uri, am pus de pe toate platformele pe care le-am găsit la prețuri mici. Cred că a fost în vlogul din Danemarca, tot vorbeam despre el și am pus acolo de pe Notino, am pus de pe EMAG, cred că am pus și Douglas-ul, dar n-am pus Sephora. Nu știu, nu mai țin minte exact de ce, care a fost conjunctura. Și numai bine că în dimineața respectivă, Dariana a pus story-ul ăla în care zicea, ea acolo zicea pentru toată lumea, nu doar pentru mine, că în Sephora este cel mai bun preț la Maison Margiela și ea chiar s-a dus și și-a cumpărat, ea fiind interesată de cel care mirosea în sobă, după părerea mea, By the Fireplace se numea, îl desfacem imediat pentru că ăsta mi-a sosit. Numai bine că eu în cursul zilei respective n-am avut cum să ajung la Sephora de dimineață sau măcar în prima parte a zilei, pentru că am avut treabă toată ziua, a trebuit să muncesc destul de mult atunci și am ajuns și eu seara, când am putut, am fost cu individul. Și eram amândoi în parfumerie, bineînțeles, el era în extaz, nu știu cum sunt indivizii voștri, dar al meu este absolut fascinat când ajunge în magazine și în parfumerie și în general în chestii de-astea femei și în tot ce implică, nu știu, probat, este absolut fascinat, astfel încât de cele mai multe ori mă duc singură sau mă duc cu o prietenă, nu cu el, că nu ne înțelegem și nu-mi place să fiu grăbită la... Și am mirosit amândoi parfumurile. Interesată fiind eu, despre acest Whispers in the Library, pe care nu l-aveau ca tester, dar l-aveau la vânzare. Iar acest By the Fireplace îl aveau tester, dar nu era la vânzare, eu neștiind cu miros astea în nicio formă. Și ce am făcut cât m-a dus pe mine capul? Zic, hai să risc, dacă tot e la preț atât de bun, în principiu am dat
288 de lei a fost ăsta, Whispers in the Library, la reducere acum. Și dacă ar fi fost la preț întreg, era cu vreo 200 de lei mai scump, deci nu ducea undeva pe la 500. Și oricum citisem, știam așa în principiu cam care sunt notele, cum ar trebui să miroasă, mă uitasem în mare și zic, hai să risc. Așa că l-am luat pe ăsta, Whispers in the Library, deși mie îmi plăcuse foarte, foarte mult acel By the Fireplace, pe care am putut să-l miros, dar nu-l avea nenică. Deci m-am dus la fetele care lucrează în Sephora, zic, îl mai aveți pe ăsta pe undeva, că nu era, era vândut cu totul. Și oricum, ce era acolo, dacă ați fost într-o Sephora sau, mă rog, într-un magazin de cosmetice de Black Friday, pe 12... Jale, plin, 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 plin ochi. Când s-a dus Dariana, atunci erau stocurile pline, de asta i-a putut să și-l cumpere. Până am mai ajuns eu, s-a vândut cu totul. Așa încât gagica mea a zis, nu avem, asta este, s-a vândut, dar îl avem pe ăsta la altul, Whispers in the Library. Numai că pe ăsta n-am putut să-l miros, că n-aveau tester. L-am cumpărat, în fine, am ajuns acasă, v-am și arătat pe Instagram, tot pe Instagram, v-am mai zis, acolo postez cel mai des. Și din fericire îmi place, chiar mi se pare foarte fain. Și zice aici că miroase a paper and waxed wood. L-am dat pe ăsta să-l miroasă și individului și zic, ție ți se pare unisex? Că ei așa le marketează, ei așa zic, ar fi parfumurile de la Margiela, că sunt unisex. Mie nu mi se pare neapărat și nici lui nu i s-a părut unisex, dar e un miros foarte fain. Nu simte, el nu simte deloc hârtia asta și waxed wood, nu simte ceară, nu simte neapărat lemn, ci mai degrabă un miros, nu e ceva floral, dar simte ceva... tomnatic, poate și ceva picant combinat cu mirosul de frunze. Dacă frunzele ar avea un miros, nu prea se pricepe el la descrieri de genul ăsta, însă pentru mine, că eu mă pricep un pic mai bine, eu chiar simt mirosul de hârtie sau poate e doar efectul ăla placebo în capul meu, că știu că asta ar trebui să miroasă, dar îmi place cum se simte pe pielea mea și este într-adevăr un miros un pic mai special dacă preferați parfumurile clasice, florale, care evident miros absolut minunat și n-ai cum să greșești cu ele. Asta de la Margiela s-ar putea să vi se pară un pic dubioșele, depinde de ceea ce încercați. Și am mai mirosit atunci un Autumn Vibes, tot de la Margiela, era în parfumerie și Jazz Club. Multă lume mi l-a recomandat pe ăsta și mie, să știți, că nu prea mi-a plăcut. Nu știu, poate a fost testerul sau poate mirosisem eu prea multe, dar nu prea m-a atras ăla. În schimb, l-am luat pe acest Whispers in the Library și pentru că îmi picase atât de tare pe By the Fireplace, și nu l-aveau pe nicăieri, că după aia m-am dus și în Douglas, zic, hai să văd, dar în Douglas nu era nici măcar, nu știu, urmă de Margiela, n-aveau nici măcar un pliant, o ceva, nimic, era doar pe site. Așa că, până la urmă, am vorbit cu Dariana de chestia asta și i-a părut rău și aici, că dacă știam ce-l cumpăram eu de dimineață, dar cine a știut, ne-am mai uitat noi pe acolo, ne-am uitat prin magazin, am văzut că nu e sub nicio formă și zic, până la urmă, mi-l comand de pe Notino, pentru că, oricum, la preț mai bun de atât, nu o să-l găsesc. Și mi l-am luat de la ei și am așteptat să îl desfac, uite, așa cu voi. Ăsta este fâscâsul odorizantul meu, care va mai scoate sunete pe parcursul zilelor. Uite așa. Iar pe Notino, evident, l-am cumpărat mai scump. Pentru că asta este. Deci în Sephora era 288, iar eu l-am luat de pe Notino cu 380. Parcă am avut și transport gratuit și asta pentru că a fost Black Friday. Că odată ce trece nebunia asta cu reducerile, probabil că o să revină iarăși la prețul de 400 și nu știu cât. Și oricum nu mi-am mai cumpărat un parfum de multă vreme, pentru că am destule, dar astea chiar mi se par ceva deosebit și mă gândeam că în cazul în care vor dispărea și ele, așa cum s-a întâmplat cu lipstick-onul ăla, o să fiu foarte supărată și tristă, așa că mai bine să mi le iau și eu. Ăsta este ambalajul lui, așa ar arăta, bine acum, dacă reușim să-l vedem, și hai să mă dau eu cu el, că tot n-am pe mine niciun miros, niciun parfum, doar ăla al gelului de duș, ăla cu cireșe, despre care v-am povestit în ultimul clip de favorite, parcă cu miroase ăla și ăla cu caramel. Genial! Așa arată, așa sunt cele două sticluțe. Le vedeți acolo? Nu știu dacă îmi pune focus pe ele. Deci, ăsta cred că este Whispers in the Library, care miroase a hârtie, a ceară, a lemn, și ăsta este By the Fireplace, căruia mie îmi place să-i spun sobă. Și i-am zis sobă pentru că am tot citit review-uri și comentarii ale oamenilor, încercând să-mi dau seama dacă e un parfum care mi s-ar potrivi. Eu neștiind cum miros astea până să ajung să le simt în Sephora. Și erau câțiva oameni care spuneau că, bă, pe mine miroase fix a cărbun și a funingine și a jardin ăla de mititei de la de faci ca să prăjești carnea pe ei, în timp ce alții ziceau că nu, că e un caramel topit pe piele cu vanilie, pudră, nu știu de care, cu miros de vândă, ploaie, deci fiecare avea interpretarea proprie și cred că asta cu parfumurile e o chestie foarte subiectivă, adică unii le percepem într-un fel, alții complet diferit în funcție de amintirile pe care le avem, de experiențe, de asocieri pe care le facem cu diverse mirosuri. Eu cel puțin așa sunt. Mi este mult mai ușor să asociez un loc
cu un anumit miros decât poate să mi-l aduc aminte, să rememorez vizual amintirea acelui loc, dar dacă simt mirosul, instant mă transport acolo. Cel puțin așa sunt eu. Hai să dăm o leacă cu el. By the fire crash, pe aia mă uit și de note, ca să vă zic exact. Ia. Foai cum e. Mamă, deci știți cum simt focul ăla? Da, chiar miroase la sobă. Dar îmi place cum miroase la sobă. E un miros foarte fain. Mi-a plăcut de atunci. I-a plăcut și individului. Asta îmi se pare. Că lui nu prea îi place nimic. Și când mi-a zis că îi place și lui... Fai de capul. Da, deci chiar se simte mirosul ăla a foc. Acum, Whispers in the Library pe care l-am luat eu, aici aș fi curioasă și de părerea voastră dacă l-ați încercat, nu are o persistență prea mare. L-am tot purtat de când l-am luat, l-am purtat în fiecare zi, să văd cam cum mă obișnuiesc cu el, cum se simte pe pielea mea. Sunt îpi de toaletă, astea două, deci nu parfum, astfel încât vor ține un pic mai puțin pe pielea mea. Cel puțin. Și să zic că vreo 4 ore cam așa după care începe să se ducă. Acum depinde și ce cantitate aplici. Voi vedea cum este și cu ăsta, dar mirosul este absolut fabulos. Și da, se simte într-adevăr funinginea aia, dar depinde cum vă raportați voi la mirosurile astea și de pH-ul vostru. Mie îmi place cum miroase pe pielea mea, dar pot să înțeleg că poate fi un miros dificil pentru unii oameni. Însă senzația mea este că focul ăsta, cărbunele, soba, e doar la început și după aia începe să se mai relaxeze puțin și se topește într-o vanilie pe piele. Oricum e un miros cald, e un miros gurmand, e definiția lui Hugo Hugo, dacă mă întrebați pe mine. Chiar vorbeam cu prietena Andreea din Franța și când postasem story-urile astea pe Instagram și mă întreba cum miroase ăla. Și n-am știut cum să-i zic, ce să-i zic în afară de ceea ce deja scrisesem sobă, funingine, cărbun, zic, băi, miroase a Hugo. Hugo Hugo, că tot am fost în Danemarca recent. Deci e ca o îmbrățișare din aia caldă și pufoasă. E ca o sesiune de, nu știu, privit la ghicit în stele sau stat în fața șemineului cu o cană de ciocolată caldă și cu o păturică din aia pufoasă și e mirosul ăla de lemne de foc. Așa, senzație de căldură și confort, amintirea dimineților înghețate, petrecute lângă soba fierbinte, este atât de verosimil încât aproape că auziți cum troznesc buștenii în foc. Da, să știți că mă pot raporta foarte ușor la asta. Un parfum ambrat, dulce, lemnos pentru bărbați și femei. Nu prea știu ce să zic de bărbați, depinde. Iese perfect în evidență toamna și iarna. Aici aș vrea să insist. Eu pe ăsta nu-l văd pentru vară și primăvară nicio câtime. Dacă tobacco vanilu de-mi place mie, poate, poate, într-o seară așa de vară, când e mai rece, poate, 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 la outfit-ul potrivit și atitudinea potrivită, pe ăsta, nu. Adică eu nu l-aș purta nici bătută. Aromă senzuală de cuișoare, care domină vârful, vă învelește ca o pătură. La scurt timp simțiți aroma castanelor coapte. Încă nu le-am simțit, dar nu m-ar deranja. Acompaniată de lemnul cald de guaiac. Combinația mângâietoare de cașmeran, cașmirul e de fraier, deci cașmeran, cu vanilie, face din acest parfum definiția ideală a căldurii și a confortului. Tărără. Deci, note de vârf, piper roz, petale, flori de portocal, nu le simt, cuișoare, note inimă, castan, ulei de ienupăr, note de bază, vanilie, balsam peruvian și cașmeran, grupe de parfumuri picante lemnoase. Da, deci mie chiar îmi place foarte, foarte mult. Aș fi curioasă dacă l-ați încercat, dacă l-aveți persistența odată și cum vi se pare, dacă este un parfum potrivit pentru voi. Minunat. Deci cu asta o să mă dau astăzi, stați așa să mai... Ia, nu, să nu mă dau cu celălalt la gât. Țâc, țâc, ah. Este minunat. Presimt că va fi parfumul iernii mele. Pentru toamnă îmi place mai mult ăsta, Whispers in the Library. Mi se pare că e mai potrivit. Dar nu prea mai e din toamnă și chiar mă gândeam că vine vlog, mă sunenică. Știu că zic asta în fiecare an și o zice toată lumea, dar din nou mă aflu în fața acelei clipe când nu-mi dau seama unde a trecut ultimul an. Parcă ieri încheiam vlogmasul, parcă ieri strângeam bradul și a fost zăpada ca nins pe 1 decembrie anul trecut. Și mi-amintesc că am avut un start al vlogmasului minunat cu toată zăpada aia, a fost exact la fix și cu intro ăla frumos, nici nu știu, mă gândeam să-l păstrez pe ăla, să ziceți cum vi s-a părut ăla de anul trecut, știu că majorității v-a plăcut, dar o să văd dacă reușesc să fac ceva, să găsesc ceva, să lucrez cu cineva care să mă ajute cu un intro mai frumos ca ăla, poate o să-l schimb, dacă nu, mă gândesc serios să-l păstrez. Pentru că e minunat, mi se pare cel mai bun dintre toate pe care le-am avut în anii trecuți și uite, chiar o să-l inserez pe aici, facem o mică pauză.
Și acum că l-ați văzut, m-aș bucura să-mi ziceți și voi dacă vreți să-l păstrez pe ăsta sau, nu știu, poate ați prefera ceva nou. Eu am obiceiul de a-mi schimba intro-ul la fiecare început de an și la fiecare început de vlogmas. Nu știu, am păstrat eu așa o tradiție din asta. Deci mai e puțin de tot și chiar cred că ăsta va fi, dacă nu ultimul, penultimul cu siguranță daily pe anul ăsta, după care intrăm strong cu vlogmasurile. Și sunt entuziasmată, vă dați seama. Numai că știu că vine o perioadă foarte, foarte aglomerată, care va fi pe de-o parte frumoasă, dar este destul de intensă. Așa că în ultima săptămână din noiembrie o să încerc să mă odihnesc cât mai mult, să fiu cât mai proaspătă și să fac un plan de bătaie, să meargă cât mai ușor, ceea ce ar trebui, ținând cont că deja avem experiență cu vlogmasurile. Însă, voiam să vă mai arăt ceva și după o să mă schimb și urmează să plecăm. Trebuie să mergem și la niște manicură pentru că mi-au cam crescut și deja a venit timpul programării mele. Mi-a trimis Laura Galic, mi-a trimis niște chestii noi și am intrat în ele, dar am intrat în ele și m-am oprit la timp, însemnând că doar am desfăcut pachetul, vedeți că sunt în punge acolo, doar am desfăcut pachetul, n-am probat nimic, am vrut doar să văd ce e înăuntru, că nu știa exact ce mi-a trimis. Mi-a scris săptămâna trecută că, băi, urmează să lansez colecția de toamnă, sau mă rog, paltoane, rochii și alte, o linie nouă. Și să-mi zici dacă vrei să-ți trimit ceva. Și normal că Laura întotdeauna face chestii super frumoase și de câte ori mi-a trimis lucruri de genul ăsta, iar eu știu pe ea de mulți ani, întotdeauna s-a găsit ceva să mi se potrivească și cred că v-am mai zis eu când am menționat-o că dintre toți oamenii pe care îi știu eu în România, designer român, cu ea mă potrivesc cel mai bine ca stil, că mi se pare că suntem exact pe aceeași lungime de undă, cu croiel din astea super feminine, fără oversize, fără saci din aia imenși, cu umeri foarte bine marcați, cu talie frumos, cu fuste din alea cloș, adică face niște lucruri superbe care sunt fix pe stilul meu, fix pe gustul meu, exact de acolo, din peisajul balabanian. Și mă uitam pe site și a făcut o groază de paltoane superbe, că tot am vorbit despre paltoane, colecție de paltoane și așa mai departe. Și la Laura, ce îmi place mie cel mai mult este exact opusul a ce văd în magazine. Pentru că trendul actual în magazine e ăla, drept, cât mai oversize, cât mai lălui, ceea ce nu e potrivit pentru toată lumea și eu oricum sunt o promotoare, o admiratoare, uite și am mai venit o promotoare și o admiratoare a siluetei feminine, indiferent de forma ei exactă, indiferent că e mai plină sau că e mai zveltă, dar mie îmi place ca o femeie să arate ca o femeie și aici e discutabil, din punctul meu de vedere, o femeie ar trebui să arate ca o femeie, nu ca un sac, cu toate că au și ele rolul lor. Și Laura face chestii exact pe silueta femeii, adică e croitorie personalizată, îți face pe dimensiunile tale, îți alegi tu materialul, în fine, astea sunt informații pe care le-am mai discutat și oricum le vedeți pe site-ul lor. Și mi-a trimis niște chestii aici, deși am mai discutat eu cu ea și am zis, uite, aș vrea așa, așa, mi-ar plăcea culoarea aia, culoarea aia, dar cred că mi-a trimis ce avea în stoc deja. Și am zis ca de fiecare dată să le arăt, să le vedeți și voi, să le probăm, să ne vedem la oglindă acolo și să analizăm situația. Și după aceea să vreau să mai facem. Vreau să vă mai arăt o chestie care a apărut în vlogul din Danemarca, din nou, nu știu dacă la momentul la care vedeți voi ăsta vlogul e sus, dar îl găsiți link-uit în descriere. Am avut o rochie acolo, frumoasă, pe care, cred că de fapt pe Instagram a apărut. Pe Instagram a apărut, nu în video, pentru că a fost în dimineața aia cu botanica, când am uitat să filmez, că eram atât de prinsă de ce era acolo, încât am făcut doar poze. O să-i interes pe aici și după aia, după ce vă arăt astea de la Laura, mă duc să aduc și rochia aia să o probez, ca să o vedeți, că știu că nu e toată lumea pe Instagram sau pe Facebook, așa încât cred că ar fi bine să vă arăt și aici și să vă povestesc și cum a fost cu ea. Da, un pic de toate. Hai să vedem ce mi-a trimis Laura. Aici așa, să le probăm. Chiar nu m-am atins de ele în nicio formă. Au venit, uite, așa în cutia asta. Vedeți că și scrie acolo. Laura Galit. Nu m-am atins de ele, dar deja văd cam ce ar fi fiecare. Văd un verde frumos. Ia. Odată, cred că avem un palton. E ăla cu gulerul superb. Deci l-am văzut pe ăsta pe site și vorbeam cu Laura zicându-i că e minunat, dar crezi că ai putea să-l faci un pic mai lunguț? Pentru că pe model, care am înțeles că e o tipă foarte înaltă, care are undeva jur de 1,80, șarapă, pe model venea undeva până sub genunchi și eu iarna prefer, sau chiar și în timpul anului, prefer niște lungimi undeva mai între midi și maxi. Adică nici până în pământ, dar nici chiar midi sub genunchi. Îmi place să fie undeva la jumătate. Și Laura atunci mi-a zis, stai tu liniștită că fata asta este foarte înaltă, deci se înțelegea, asta era ideea, că ție nu o să-ți vină până sub genunchi. Și atunci am zis, ok, este perfect. Așa că, uite-l pe ăsta, vă zic întâi că materialul este o stofă frumoasă, o vedeți acolo?
Uite așa, ca să vă arăt pe cât posibil, este o stofă frumoasă cu verde și cu ceva roz, negru. E o combinație interesantă. Are căptușeală matlasată aici în partea de sus. Și uite așa, din asta neagră, pe dedesubt. Uite și eticheta, eu am în 36, dacă văd eu bine acolo. Dar să știți că frumusețea acestui palton stă tocmai în detaliul de la gât. Acum aprobăm și vă arăt. Prezint cu asta avem niște noi adăugiri la preferatele din colecția de paltoane, pentru că ăsta arată și încă nu l-am așezat cum trebuie. Voiam să-l vedeți în primul rând și o să mă și încalț, să vă dați seama cum arată și încălțat. Deci lungimea mea, uite, cam așa ar fi. Așa îmi place mie, a avut dreptate, Laura vine perfect. Nu știu de ce mă vedeam eu această șarapovă, poate că nu-mi dădeam seama. Era poza puțin înșelătoare cu privire la tipa care chiar e foarte înaltă, dacă mie vine așa și era până sub genunchi. Eu mă știți că sunt această șarapova. Deci în felul ăsta ar fi el. Trebuie puțin tălcălcat, s-a șifonat nițeluș lână aia, dar o să mă ocup. Momentan vreau doar să vi-l arăt. Și ar avea, uite așa, închiderea asta cu nasturi. Mai este încă unul aici, însă am vrut să-l păstrez ca să-l închid cu voi. Țăc, să vă dați seama cam care ar fi treaba. Opa. Așa că nu l-am închis cum trebuie. Îndemânatică. Mai ales cu o mână, eu sunt. Uite așa ar veni pe mine, țâc, și ăsta ar fi corpul, practic trunchiul. Mie partea asta mi se pare cea mai frumoasă și v-am zis, mie îmi plac hainele care sunt croite frumos, așa urmează silueta cum trebuie. Iar paltonul ăsta chiar o face. Și acum are detaliul ăsta foarte frumos aici în zona gâtului. Uite așa, vedeți, e ca un fel de eșarfă, nu e detașabilă, deci așa e el, căreia poți să-i faci multe chestii, dar cred că cel mai frumos, uite așa, exact așa cum a fost el gândit să fie purtat. Și uitați-vă cât de frumos contrastează cele două culori, deci verdele ăsta cu roșu, e o combinație așa de faină. Știu tia de ce îl trăită pe verde, este minunat, minunat. Este un verde pădure cu ceva, nu știu cum să le zic, lor apar așa niște culori vârâte printre verdele ăsta și verde negru. Poate că acum observați mai bine, uite, un pic de albastru, un pic de roz, dar nu se văd la purtarea propriu zisă. Sunt doar așa niște detalii de apropiere. Deci mi se pare superb, 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 superb. Și odată călcat va fi fix paltonul ăla de prințesă despre care tot povestesc eu și vă zic că mi se pare cel mai frumos. Cel puțin pentru mine. Deci cam așa ar fi. Are și umerii ăștia minunați. Cred că mă vedeți cât de cât acolo, nu? Poate nu mă auziți la fel de bine, dar cred că mă vedeți nițeluș mai bine. Știți ce mi-ar plăcea la paltonul ăsta? Odată aș vrea o broșă. Uite, dacă stau așa, poate mă auziți cât de cât. Odată aș vrea o broșă pusă exact aici, în zona unde se întâlnesc cele două bucăți ale eșarfei, fularului ăsta, iar nu știu cum să-i zic, de ce umeri frumoși are. Și în al doilea rând mă gândesc că mi-ar plăcea un manșon din ăla de blană, bine, blană artificială pentru zilele noastre, dar din ăla cum se purta prin secolul 19, poate chiar secolul 20, erau pentru cuconițe care n-aveau mănuși, se purtau un fel de bucăți așa de blană, făcute din blană naturală pe vremea aia, în care își vârau pur și simplu mâinile. O să inserez eu pe aici o imagine și mi se par foarte elegante. Și mai ales în combinația asta, uite așa, uite ce volum frumos are. Cred că o să arate minunat, știi, cu mâinile în felul ăsta. Mai departe, l-a trimis pe ăsta galben. Nu e galben, de fapt. E un galben verzui, acel cuvânt greu de pronunțat, chartreuse. Se scrie complicat, dar de altfel e o combinație între un galben și un verde și iese culoarea asta, care merge bine pentru carnația mea, pentru tipul meu de piele, pentru păr, e combinația de verde cu roșu, chiar dacă se duce un pic mai mult înspre galben. Mie mi se potrivește, deși poate fi o culoare greu de purtat, dar cum am zis, are o groază de opțiune acolo. Vai, și cred că e ăla mai scurt în față și mai lung în spate. Ăla cred că e, sigur, sigur, sigur. Tot așa cu umerii, uite, vedeți acolo bureței ăștia? Ajută super mult ăștia la crearea siluetei ele de clepsidră. Eu sunt unul dintre oamenii care are umerii mai înguști și șoldurile mai late, astfel încât pentru mine provocarea de fiecare dată când mă îmbrac este să echilibrez silueta adăugând un pic de volum aici la umeri ca să se creeze și să fie treaba cât de cât egală. Și în felul ăsta să ajung la clepsidra mult adorată și iubită. În general, ăsta este standardul peste tot în lume. Așa încât umerii de genul ăsta ajută foarte mult. Uite, acum îmi dau seama că nu prea am lucruri în culoarea asta. Am verzi, am galbene, dar nu am în chartreuse, lime, mă rog, poate purta el mai multe definiții. În culoarea asta chiar nu prea am, deși mi se pare că vine foarte bine. Cum vi se pare combinația asta așa cu verdele ăsta gălbior și cu roșul meu? Mie mi se pare că e foarte potrivit. Chiar îmi place mult de tot. Și uite, ca să vedeți, pe lângă culoarea minunată, uite-te ce croială are. Deci este așa mai scurtă în față și mai lung în spate. Ia uite-l. Mă duce cu gândul la croielile fracurilor.
japonesc, n-ar cum să fie fraci, fracuri, fracuri, trebuie să fie pluralul, fracul care are coada aia așa cumva în spate, deci din zona aia și cu unduleurile astea așa frumoase, cu nasturii negri, minunat este. Materialul ăsta, să știți că este un pic mai subțire comparat cu cel de mai devreme cu verdele ăla, care cred eu că e potrivit și pentru lunile mai geroase. Ăsta însă, dacă scade sub un 0 grade, nu se va mai potrivi, dar acum pentru perioada asta este excelent, e fix ceea ce trebuie. Cu reverele astea așa frumoase, cu umeri, uite, bine marcați, tăc la mâneci este perfect, mi se pare minunat. Dacă vă căutați niște paltoane care să fie diferite de ceea ce găsim în magazine și vreți lucruri făcute pe dimensiunile voastre și modele din astea atât de frumoase, după părerea mea, dacă vi se și potrivește stilul, Laura e ceea ce trebuie că le face, deci, mămicule, mi se pare, nu... Este splendid, 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 splendid și este 100%, 100% pe stilul meu. Și uite, acum îmi pare rău că am filmat deja colecția de paltoane pentru că aș fi putut să le includ pe astea, clar, de fapt, cred că aș fi început cu ele, doar că ăla este un clip filmat de multă vreme. Dar, mă rog, măcar vi le arăt aici. Să-mi ziceți care e preferatul vostru între cele două. Mie ambele îmi plac, mi se pare mai mult decât preferate. Sunt superbe! Și ultima chestie, cred că este rochea. Vai, 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 mămică! Păi de capul meu cât material, voi vedeți acolo? Uite cât material are! Știți de ce mi-aduce aminte? Bine, o să vedem cum se simte și când o îmbrac. Mi-aduce aminte de aia mea de la Ted Baker, pe care am avut-o în Praga. Dacă găsesc pozele, le inserez pe aici. Era ceva similar, bine, diferă culoarea, dar bungile astea în partea de jos mi-amintesc foarte mult de aia și tot așa era o roche cu foarte mult volum. Dar rămâne de văzut acum care are mai mult volum. Și o pisică s-a băgat în pungă. Care are mai mult volum, dacă asta sau aia. Aici în partea de sus e așa ca un corset și sper doar să n-am nevoie de sutien pentru ea. Dacă n-am nevoie, ar fi absolut minunat. Haideți să o îmbrăcăm și pe asta, dar între timp, tata. Ce faci acolo, mama? Ce faci acolo? Haide, ieși din pungă. Pisu. Lemo. Băi, n-am văzut așa ceva. În toate alea se bagă alintătura. Alintătura. Ți-ți place parfumul, mami? Îți place cum miroase? A? Cam stăpâna sunt el așa. Îți place? Vrei și tu? Nu-l mânca mama! Băi! Cum fac eu acum să vă arăt cât material are rochea asta? Cât este de amplă de fapt? Ținând cumva camera cu o mână. O să vă așez cumva acolo sus ca să o vedeți în toată splendoarea, dar este... Știu că am zis că paltonul este paltoanele sunt preferatele mele, dar cum e asta, mămicule? În ciuda faptului că este neagră și dacă m-ați auzit vociferând în ultima vreme, știți că încerc să mă feresc de negru pe cât de mult posibil, însă asta, vai, și încă nu captează camera frumusețea ei la adevărata valoare. Pentru că e ceva de... Nu! Hai să vedem. Uite că l-a observat și porumbul cum trebuie de acolo. Nu știu dacă reușesc să prind tot. Deci, rumbu, brasule, nu este interesat, lasă că suntem noi. Cam atâta material ar avea și încă nu reușesc eu să întind mâinile la dimensiunea maximă. Pentru că ea mai poate, deci mai are material, ea mai poate fi întinsă. Dacă mă învârt și nici de învârtit n-am spațiu suficient, nenicule, deci este ceva, nici nu pot să mă gândesc cât material este implicat în toată povestea asta. Este absolut perfectă și uite cât de frumos vine și corsetul ăsta aici. Nu-mi pot deschide. Deci corsetul ăsta vine perfect aici. N-am sutien, n-am nimic, nu se vede că n-am sutien. Este superbă, superbă. Nu trebuie bretele, nu trebuie nimic. Deci are ea susținerea potrivită exact de acolo. E fix pe talie și tot volumul. Nu, deci ăsta este ceva absolut colosal. Partea asta de jos este ușor transparentă. Dar nu rău. Adică poți să stai foarte liniștită, relaxată. Uite, cam așa. Ar fi bucata aia cu dungi. E un fel de... Îmi vine să-i zic voal. Dar nu e voal. Poartă un nume materialul ăsta. O să caut și notez pe aici pe undeva. Iar bucățile astea cu negru sunt făcute din satin, cred eu. Se simte foarte plăcut la atingere oricum. Are fermoar pe partea din spate și cred că tot un 36 este. Uite așa. Mă, chiar sper că reușesc să vă arăt cum trebuie acolo. Oricum, cu prima ocazie vreau să fac poze în asta pentru că este colosală. Colosală, colosală. Și o să mă întrebați, balabanda, unde o porți tu pe asta? Deci nu contează. Pentru prințesismele și tâmpenile din capul meu, este exact ceea ce îmi doresc. Oh, și mi-e dor, mă, v-am mai zis. Deci mi-e dor de ocaziile alea când chiar aveam unde să port lucruri de genul ăsta. Dar de când cu pandemia s-a dat peste cap tot și, na, asta e. Bine că măcar pot să fac astea prin casă. N-am ce să comentez, nu vreau să mânii pe nimeni pe sus pe acolo. Însă ar fi fost drăguț dacă din când în când mai erau și astfel de
ocazii, să ne îmbrăcăm frumos și să arătăm frumos. Deci este colosală, Laura să rămână. Mai iau un cadru mic ca să o vedeți și din lateral. E cu tren așa și evident calc pe ea, dar pasta nu o să o scurteze nicio formă. Mi-au eu tocuri înalte dacă e nevoie și aia e. Oricum stau pe vârfuri acum, că dacă mă las, eu sunt și mai jos. Da, chiar și așa. Vi și uite, asta este cea menționată inițial, cea pe care am avut-o în Danemarca. Dacă n-am inserat pozele până acum, le introduc. Sau le mai introduc o dată, oricum. O să o și îmbrac ca să vedeți cam cum se așează pe mine. Povestea ei este următoarea. Ea e o rochie dintr-o colecție actuală de la Zimmermann, care Zimmermann practică niște prețuri ce sunt cam peste bugetul meu, în principiu. Dar dacă le cumpăr la mâna a doua ori, nu știu, de pe vestiar colectiv, unde v-am zis că se vând mai ieftine, acolo se întâmplă să-mi permit și astfel de rochii, mai am încă una. Acum depinde și de preț de model. Asta însă fiind o colecție actuală, mă gândeam că n-am nicio șansă să pun mâna pe ea în viitorul apropiat, adică ar trebui să mai treacă niște ani, să se demodeze colecția, să apară altele ca să vină la un preț normal. Numai că am avut, nu știu cum, s-au aliniat planetele, să am așa baftă, încât cineva a pus-o pasta la vânzare pe site. Măsura mi este un pic mare, adică este măsura 1. Ei iau măsuri din alea australiene, 0, 1, 2, nu e ca la noi cu 36, 38 sau cum e în Anglia cu 8, 10, 12, nici măcar sistem ca în Statele Unite nu e, e o dileală totală. Mie în principiu mi-ar fi trebuit un 0 ca să-mi fie ok acolo în talie. Numai că știam că șansele să o prind la un preț atât de bun sunt relativ nule, astfel încât am sărit pe ea și am zis, băi, lasă, măcar o cumpăr și dacă ei fac eu niște modificări. Și asta am făcut, am luat-o de pe vestiar colectiv la un preț mult mai bun decât ar fi costat nouă, cu o baftă incredibilă, pentru că mai am eu câteva rochii de la ei în gând, adică nu că le am în dulap, mai am câteva rochii de la ei la care visez de ani de zile și n-au apărut niciodată pe vestiarul ăla. Dar cu asta, nu știu, cred că pur și simplu a fost o aliniere fericită. Da, mi-am luat halatul pe mine ca să nu stau desprecată. Cât timp vă arăt. Imediat o îmbrac și o să vedeți ce și cum, dar voiam măcar așa ca idee. Și așa ar arăta îmbrăcată. Lumina asta se tot joacă cu noi, s-a oprit ploaia între timp, bineînțeles, odată ce mi-am terminat eu treaba normal că s-a oprit. Nu că mă plâng, chiar mi-a plăcut, a fost foarte bine, dar intră, iese soarele, nori, ba, e întunecat, ba, asta o să plouă iar, nu știu, oricum, sper că mă vedeți, că decât dacă nu, pozele cred că sunt mai mult decât evidente sau relevante în ecuație. Deci cam așa ar fi, ăia să bat prin spate pe acolo, că de ce nu. Uitați-vă cât volum are, ia uite, uite-te tu ce minunăție de roche și îmi plac foarte mult zângănelele astea pe care le are atârnate. Are și la gât, are și la mânece aici și uite ce frumoasă este mâneca, e lărguță și evident rochea e necălcată acum, dar doar să vă faceți o idee asupra felului în care vine. Mi-a plăcut tare, tare mult pentru că am văzut și prezentarea de modă a celor de la Zimmermann și pe măsură ce defila modelul îmbrăcată cu rochea asta, arăta absolut fascinant, adică se vedeau toate volumele astea și texturile cum se jucau în bătaia vântului, să zic așa. Era multă diafăneală, mult joc din ăsta de texturi, de volume, lungimile, nu știu, arăta absolut superb, era poezie curată și m-am îndrăgostit de rochia asta cum n-am mai făcut-o de multă vreme, că nu pot să zic că n-am cu ce mă îmbrăca, slavă Domnului, nu asta este problema, dar așa de mult mi-a plăcut și așa de mult mi-o doream și tot speram, setasem chiar alarme, că v-am zis eu Black Friday-ul în lumea astălaltă, adică în Occident, vine cam la sfârșitul lunii, la noi a venit mai devreme, nu știu să vă zic de ce, habar n-am care este explicația, dar la noi a venit mai devreme. Și îmi setasem deja alarme pentru ea, zic, mamă, dacă s-o reduce, poate o prind la un preț mai bun, deci chiar nu mă gândeam că o găsesc pe vestiar. Băi, și când am văzut-o, am înnebunit, deci s-o băiam, eram absolut înnebunită și am cumpărat-o în secunda 2. Este ea un piculeț mare aici în talie, adică cred că ar fi venit și mai bine dacă era mai ajustată, dar nu mi se pare așa deranjant, adică pe bune, să ne ziceți și voi cum vi se pare, eu cred că e foarte, foarte ok. Și e minunată, e rochia mea preferată la momentul ăsta, cu toate că și aia Laurie, toate îmi plac, dar asta e, nu știu, are ceva în plus, este foarte voluminoasă așa și culoarea mi se pare superbă și modelul ăsta de inspirație vintage cu guler înalt, este poezie curată, îmi place de mor, de mor, de mor, așa că ea ar fi, o iubim! Întârziere, m-am îmbrăcat pe super repede înainte, am luat doar un cadru mic în oglindă înainte de a pleca și am zis că vă povestesc pe drum cu ce sunt îmbrăcată, pentru că am senzația că măcar vreo 5 minute tot le întârzi și știți că eu cu punctualitatea sunt acolo, adică nu știu ce fac alții, dar în ce mă privește eu vreau să fiu punctuală. M-am îmbrăcat super, super repede cu niște chestii pe care le-am găsit la îndemână pur și simplu. Perechea de pantaloni este de la Zara, e aia pe care o am eu în multe culori.
de data asta într-un muștar. Și motivul pentru care o cumpăr în multe culori este croiala, care e impecabilă de fiecare dată. Aoleu, intersecția e blocată, e foarte mișto traficul în București. Ăsta e pe linia de tramvai, îl doare în pix. Mor cu ăștia care sunt pe linia de tramvai. Băi, frate, bă, n-au niciun stres, mă nene. Și după aia vor să se bage, staie calea, deci nu. Ghiciți ce marcă de mașină era pe linia de tramvai. Ăsta mi s-a băgat în față. N-au nene niciun stres, niciun stres. După aia e vina mea că mi-au tăiat ei calea. Revenind, deci pantalonii sunt aia pe care i-am eu pe multe culori. De data asta muștar de la Zara. Puloverul l-am luat de la Reserved. Au reduceri și cred că o să mai aibă, pentru că Black Friday-ul ăsta pe mine cel puțin mă confuzează rău de tot în noiembrie. Cum v-am zis, la noi începe mai devreme, dar eu cred că va mai continua. Așa că în cazul în care vă interesează, să știți că acolo îl găsiți, e până în 100 de lei. Roșu așa frumos și mi se pare că merg bine pentru că sunt culori calde. Paltonul este tot de la Reserve, dar este ăla pe care l-am luat eu în octombrie, când l-am luat cu mama. V-am povestit despre el pe ăsta, știți sigur. Pantofii sunt Miu Miu, o colecție foarte veche de pe vestiar. Geanta este faimosul Nilă, care tot cu handicap a rămas săracu. Știți, poate povestea că mi s-a rupt brățara aia lui, tot farmecul lui, practic consta în acea brățară. Și când am fost la mare în iulie, pe ploaie, alergam, mi-a căzut de la mână, mă rog, secvența este toată prinsă în vlogul de atunci. Și mi-a căzut de la mână și voi mi-ați lăsat mai multe sugestii, încă o dată mulțumesc mult de tot, să-l repar, să fac cumva ca să-l repar, numai că n-am reușit să fac nimic cu el și mi-este teamă decât să mi-l strice sau, nu știu, să fie vreo panoramă, l-am lăsat așa. Deci, în principiu, normal că e coadă și aici, deci, în principiu, Nilă, și sper că-l vedeți acolo, este fără, știi, n-are brățara aia aici, dar altfel geanta e purtabilă, adică n-are nimic, e întreagă, e ok, numai că brățara era tot farmecul. Și chiar vorbeam cu cineva recent de chestia asta cu gențile și spuneam că dintre toate astea pe care le-am avut eu de-a lungul anilor, pe Nilă l-am purtat cel mai mult, pentru că e într-o culoare așa neutră, merge la multe lucruri și cu brățara aia acolo el în sine era o bijuterie. Și chiar mă gândesc serios dacă să mi-l recumpăr numai în aceeași nuanță, adică la fel aș vrea, tocmai de asta a fost atât de portabil, că era culoarea. Numai că nu prea vine, n-am mai dat banii pe chestii din astea scumpe, pe genți scumpe, de când cu pandemia m-am potolit de tot, că am cheltuit pe altele, partea a doua, dar nu, n-am mai făcut investiții de genul ăsta și, nu știu, parcă nu mai am chemarea pornirea așa, sau poate că n-am mai văzut niște modele suficient de frumoase în ultima vreme. Și Nilă chiar a fost o chestie foarte utilă pentru mine, adică dacă stau să-i calculez costul per purtare, clar mi-l scot și a meritat, n-am niciun fel de regret, atât tot că îmi pare rău de el, că era o poșetă frumoasă și ar trebui să mă țină mult mai mult timp, întreg fiind, da? În fine, poate că e vina mea undeva pe acolo, am prins roșu iarăși. Deci cam așa sunt astăzi, și mai am colierul, care este de la Swarovski și cred că am făcut foarte bine că am filmat cadrul de început la oglindă, pentru că sigur o să ajung acasă pe întuneric și nu se mai vadă la fel de bine și mai ales cu soarele ăsta care intră, iese cu ploaia care nu știu dacă a trecut. De tot, măcar v-am arătat pe de-a întregul ce și cum. Și acum chiar îmi încep și eu ziua. Problema este că sunt în continuare secată de ceea ce vă povesteam, că nu îmi vine acea idee, n-am acea sclipire de moment și nu știu cum o să fac și sunt un pic cam stresată pe subiectul ăsta. Da, să vedem, poate mă bușește ceva, nu vreo mașină, Doamne ferește. Nu, poate mă bușește inspirația sau creativitatea sau genialitatea, dacă mi se permite această presupunere mai mult decât pozitivă. În 200 de metri, virează la stânga. Jobs as I could, and just, you know, I loved taking the risk, and it really helped almost kind of push me into coming up with like business ideas and thinking of how to really understand it. Maybe something's missing.
inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Asta, inclusiv Rumbu, care e chiar lângă voi aici, e crăcănat tot cu burtica în sus, a muncit mult, e o viață grea și nașpa, toată ziua tras la joc, deci e normal, până la urmă. Mă pregătesc și eu să-mi închei activitatea pentru astăzi și am zis să fac outro-ul. Nu înainte însă de a mai asculta un fâs-fâs de la autorizatul meu din cameră, am pus în toate camerele posibile. Nu doar pentru că am eu chestia asta cu mirositul, că vreau să miroasă frumos, dar în momentul în care ai 3 pisici în casă, nu mai e o simplă doleanță, chiar trebuie. Și nu pentru că ar fi ei niște împuțiți, pentru că pisicile sunt foarte curate și se spală, dar dacă aveți sau ați trăit cu ele, probabil știți cam ce parfum de trandafir emană nebuniile pe care le fac ei în nisip. Emană, mămicule, emană în toată casa, indiferent de cât de mare ar fi casa. Și mai sunt și 3 și fac și de mai multe ori pe zi. Prin urmare, fâsfâsuri așezate pe peste tot, rumânări parfumate. Chiar, uite, în seara asta am aprins una nouă din alea de la Bath & Body Works. Am terminat-o pe prima și mă uitam așa cu inima un pic strânsă, pentru că astea de la Bath & Body Works, eu am luat multe acum când am fost cu Ras Al Khaimah, că am plecat și ne-am găsit în aeroport. Și mă rog, au mai fost câteva luate și de pe Notino, dar le-am luat la preț mult mai bun din aeroport decât de pe Notino. Și mereu când le văd sau prind câte una și văd că s-a terminat alta, sunt așa cu inima un pic strânsă, pentru că știu că se termină și după aia poate iarăși o să fie greu să le obțin. Chiar mi-ar plăcea dacă ar exista și la noi la prețurile alea de aeroport. Sau mă rog, la prețurile din magazinele lor fizice, din țările unde chiar se comercializează așa ceva, nu importate. Cu toate că Notino e ok, adică, parfumul. Uite că tot l-am avut și l-am purtat astăzi toată ziua. Persistența cred că este un pic mai bună decât a lui Whispers in the Library, dar tot nu e parfum din ăla care să țină toată ziua, nu știu, cel puțin pe pielea mea. Deci miroseam acum, e adevărat că am mai făcut eu și un duș, dar nu, tot nu ține pe parcursul întregii zile. I-am dat individului să miroasă mai devreme cât timp ne-am plimbat, am fost, am băut o cafea, mă rog, am făcut o plimbare de seară, după aia am venit încoa, în fine, de ale noastre și mă dădusem pe gât și pe gulerul de la pullover și am dat gulerul să-l miroasă și abia a reușit să-l simtă, dar el nu simte niciun foc, adică depinde acum și în ce moment îl întreb, pentru că dacă îl întreb astăzi zice o chestie, dacă îl întreb mâine zice altă chestie, deci nu te poți baza. În fine, dar dădeam dintr-una într-alta, deci cu lumânările, cu Notino, cu astea. Asta este și culoarea pe care mi-am ales-o la unghii și știu că o să vi se pară wow, Balaban, chiar tu ți-ai făcut așa ceva? Cum? Albastru, turcoaz? Da, nu știu, sunt într-o fază în care îmi place mult de tot
verdele și albastru și turcoaziu. Sunt foarte orientată înspre direcția culorilor ăstora. Cu toate că nu sunt neapărat culorile mele, pentru că eu categoric arăt mai bine în culori calde și am mai discutat asta cu voi de multe ori, că eu am un pigment cald, mă sliniu, mă bronzez repede, am venele verzi, părul meu este într-o culoare caldă, tenul la fel, ochii, să zic că se mai schimbă, adică ochii mei acum, pe măsură ce vine iarna, se duc într-o notă de gri. Și pe parcursul anului se schimbă în albastru, se duc mai în verde, se duc mai în gri, deci depinde. Și în principiu pentru mine sunt mult mai potrivite culorile calde, dar anul ăsta, în afară faptul că sunt super setată pe culoare, sunt super setată pe ce înseamnă albastru și verde și turcoaz, care e o combinație între cele două, așa că pe măsură ce frunzăream eu acolo paletarul la Corina și am ajuns în zona de albastru și de verde, am șocat-o și pe ea săraca, chiar n-am înregistrat bucata asta dacă ne-am zis ce vreau, s-a uitat la mine foarte ciudat, că ești ok, îmi te doare capul, ai febră? Ce-i cu tine? Că se aștepta iar să-i dau un cap cu un roșu și când i-am zis că-l vreau pe ăsta, nu-i venea să crede. Și mi-a făcut o combinație interesantă între un albastru și un verde, le-a amestecat ea acolo, ea știe ce face și a ieșit culoarea asta. Și mi se pare tare frumoasă, chiar dacă e complet atipică, a ce port eu în mod normal. Dar știți ce îmi place mult în perioada asta? Îmi place combinația, uite așa, nu păr cu unghii, culorile care sunt. Îmi place burgundiu sau un roșu mai închis, purtat cu genul ăsta de albastru. Mi se pare tare interesantă combinația asta și chiar am de gând să fac niște chestii cu ea. Adică eu în momentul în care văd niște lucruri pe un site sau într-un magazin, încerc să mă gândesc înainte de a decide dacă merită să cumpăr articolul ăla, încerc să mă gândesc în ce combinații pot purta chestia respectivă, dacă am suficient de multe lucruri sau dacă pentru a-l face să arate bine așa cum imaginez, eu trebuie să cumpăr altele la rândul lor. Ceea ce e stupid. În principiu, dacă nu am deja în garderoba mea ceva care să se potrivească, mai multe chestii care se potrivească, mai bine stau potolită. Foarte rar se întâmplă să cedez în fața unui articol care implică mai multe cheltuieli, asta doar dacă îmi place foarte, foarte mult. Dar zilele astea, mă rog, în ultima lună, cât timp am tot uitat așa pe site-uri, am văzut foarte multe chestii în culoarea asta sau un burgundiu. Și mă gândeam în momentul în care le vedeam cât de mișto ar merge albastru, turcoazul ăsta cu burgundiu sau invers. Și deja am niște chestii în minte, le am aici pe umeraj sau mă rog în dulap, care știu că vor merge foarte bine combinate. Și doar să prind ocazia, uite, poate chiar mâine, să vedem, că depinde și în funcție de dispoziția pe care o am, dar combinațiile deja le am în minte. Și mi se par foarte mișto astea, așa, roșu ăsta sau un burgundiu, un roșu mai închis combinat cu albastru, cred că poate arăta foarte, foarte fain. Și poate că și asta m-a influențat un piculeț în alegerea culorii, dar oricum sunt foarte fericită că e și ea îngrijită, e făcută cum trebuie, că mi se pare important aspectul ăsta și țin destul de mult la el, la manicură, să fie îngrijită, nu trebuie să fie neapărat dată cu ojă, nu trebuie să aibă nu știu ce culori, dar să fie cât de cât ok acolo. Așa că odată la 3 săptămâni, o lună, în funcție de cum se enumeresc programările, mă duc și cred că următoarea programare va fi în timpul vlogmasului, în principiu. O să vedem la momentul ăla. Cam asta ar fi așadar vlogul meu pentru astăzi, daily vlogul. Cred că voiam să vă mai zic ceva despre niște filme foarte proaste pe care le-am văzut în ultima vreme și știu că trebuie să fac și clipul cu nefavorite, că nu l-am făcut pe anul ăsta. De fapt, sunt două clipuri pe care le-am ratat anul ăsta. Mă rog, încă nu, ar mai fi timp. Ce se află în geanta mea și nefavoritele. Astea sunt clipuri pe care le fac o singură dată pe an. Și dacă primul cu geanta știu că este... Nu, n-aș vrea să zic de umplutură, că mie chiar mi-e drag clipul ăla, pentru că tot vă întrebam cum ați ajuns voi la mine. Știu că multă lume m-a găsit prin intermediul unui astfel de clip și la începuturile YouTube-ului, cel puțin pe sfera asta feminină, ale vlogging-ului în România, era unul dintre cele mai căutate și cele mai iubite. Chiar dacă nu este o mostră de inteligență, nu bubuie Academia Română, adică nu vindecăm cancerul, clar... Bine, în general nu prea vindecăm cancerul. Cine are impresia asta, oare greșit. Dar știu că nu este un clip foarte inteligent, însă nu toate trebuie să fie inteligente și chiar dacă a trecut atâta timp și e... Da, asta e, te uiți ce, cam ce poate să aibă o femeie în geantă, cam aceleași lucruri. Mie mi-este un clip foarte drag, tocmai pentru că v-a adus pe multe dintre voi aproape de mine, m-ați găsit prin intermediul materialului ăstuia și l-am păstrat cumva ca o tradiție, an de an. Și chiar primeam întrebări recent că îl mai faci anul ăsta, că nu l-ai făcut. Și mă gândeam că poate ar fi o idee bună să-l fac în vlogmas, să vedem cum ne vom organiza atunci, dacă va fi super aglomerat și nu știu, poate o să am și sigur, o să am și zile în care nu o să fac față, de asta mi-e cel mai groază că astăzi v-am zis, n-am rezolvat nimic cu chestia pe care trebuia să o fac și chiar sunt din ce în ce mai stresată, cred că nu o să dorm noaptea asta până când o rezolv, că
mâine am de făcut niște lucruri și eu nu știu cum să le fac și o să fie cam nasol, mă rog, ăsta este alt subiect, dar dacă vor interveni zile de genul ăsta, în care o să fiu stresată și o să am mai multe chestii de făcut și nu o să pot, poate că voi recurge și la astfel de, de clipuri, pe care știu că o parte le veți aprecia, alții poate le veți blama, dar eu v-am mai zis, oricum o dau pe toată lumea, n-am cum să împac, asta clar și categoric, m-am resemnat în fața aspectului ăstuia și nu mă mai, nu știu, nu mă mai focusez atât de mult pe a împăca pe toată lumea, pentru că chiar am înțeles că nu am cum, oricât m-aș strădui, oricât m-aș chinui, întotdeauna va exista cineva nemulțumit. Și chiar am auzit-o pe Dita Vonti zicând o chestie foarte drăguță, că poți să fii tu cea mai pufoasă, drăgălașă chestie posibil, poți să fii piersica cea mai zemoasă și mai delicioasă, tot va exista cineva pe pământul ăsta căruia să nu-i placă acea chestie super pufoasă sau piersica cea mai zemoasă. Deci oricât ai fi de bun sau, mă rog, oricât de bine ai face orice lucru consider tu, clar va fi cineva întotdeauna acolo, măcar un cineva căruia să nu-i placă, să nu fie de acord. Și am acceptat asta, am înțeles, așa că nu mai încerc să mulțumesc pe toată lumea, că mi-este clar că nu o să reușesc, adică este din start un eșec. Și în momentul în care te conformezi cu asta, să știi că ți-e mult mai ușor. Dar să te conformezi pe bune, adică să nu fie doar o chestie pe care o zici din gură și în sufletul tău de fapt să suferi că, nu știu, te displace, nu știu cine sau te critică sau nu, efectiv, să accepți că singura validare importantă este aia ta, aia proprie, personală și cam atât. Restul, dacă se poate, bine, dacă nu, nu trăiești pentru restul lumii. Ăsta e un subiect pe care l-aș putea dezbate cu voi și poate ar fi interesant să mai fac și niște clipuri motivaționale din când în când, numai că aici aș avea nevoie să-mi dați muniție. Chiar am mai deschis eu așa câteva puncte de discuție pe Instagram, v-am întrebat acolo de niște chestii pentru un Q&A, dacă aveți, nu știu, ceva subiecte, nu la modul general, Q&A-ul general probabil că va veni la începutul anului viitor, așa cum îl fac întotdeauna la început de an. Dar dacă vreți, de exemplu, să vorbim despre bebe sexologul, de care poate vă e dor, dacă aveți niște întrebări punctuale, vă adresez și asta. Să-mi ziceți acolo, lăsați-mi în comentarii, trecând de momentul în care ne-am cunoscut noi, să-mi spuneți dacă aveți întrebări pentru bebe. Și dacă se strâng suficient de multe, pot să fac un Q&A și să filmez și să vorbim despre asta. Sau nu știu, dacă sunt anumite subiecte pe care ați vrea să le dezbatem, dar să-mi puneți întrebări punctuale, astfel încât eu să pot răspunde fix. Pentru că în momentul în care sunt eu lăsată să vorbesc de una singură, o pot face, dar e posibil să nu ating exact ceea ce vă interesează pe voi. Și eu, în general, funcționez mult mai bine atunci când pot să dialoghez. Funcționez mai bine în dialog decât în monolog. Și știu că sună ciudat, având în vedere că sunt un om care vorbește numai astăzi, când am vorbit cu camera. Vorbesc foarte mult cu camera, dar sunt și perioade în care, efectiv, n-am ce să zic. Nu îmi curg vorbele, nu îmi funcționează discursul, am blocaje în exprimare, poate nu mă simt bine, poate am și eu niște probleme, că sunt și eu ca un om și, știu, poate nu pare, dar chiar sunt și eu ca un om și am zile mai bune, zile mai proaste, momente în care poate nu aș vrea să fac asta neapărat, mi-aș dori să fiu lăsată în pace, să mă pot concentra pe altele și poate că asta se manifeste, deși voi n-aveți nicio vină și n-aș vrea, dar fac parte din viață și lucrurile astea și în timp am învățat cât de cât să le manageriez și să le... să mă conformez cu ele, astfel încât să pot da ce am mai bun acolo unde chiar îmi place, cum este și cazul de față. Deci revenind, întrebări, lăsați-mi dacă vreți să facem ceva pe bebe sau orice, în direcția de Q&A, discuție mai amplă, o să văd cam ce răspunsuri se strâng, dacă se strâng, dacă nu, ne vedem mai departe de treabă și trebuie să fac, uite că vorbisem, și clipul cu nefavoritele, de deci la cu ce se află în geanta mea. O să-l fac până la urmă, o să văd eu când, dacă nu anul ăsta, măcar la anul tot o să-l fac cu siguranță. Și mai este cel cu nefavoritele, pe care tot așa îl fac o singură dată pe an, tocmai ca să nu aduc negativ prea mult, o dată pe an în care vă povestesc de lucrurile care nu mi-au plăcut, de lucrurile care nu mi s-au potrivit, filme idiote și așa mai departe. Și am văzut, cum îi zicea mă nene, că de aici pornisem, cred că se numea Sorry to Bother You. Adică îmi cer scuze că te deranjez, așa s-ar traduce în limba română. Ce m-a apucat cu filmul ăsta e un film din 2018. N-auzisem de el, neam. Dar nu știu cum am nimerit pe YouTube la un clip în care se vorbea despre filme cu răsturnări de situații.
Și eu v-am mai zis că în majoritatea timpului las pe ăla să meargă, nu sunt atentă la imagine neapărat, dar l-ascult și aud și înțeleg ce zic ei acolo. Și vorbeau despre un film, că mamă, să vezi tu ce răsturnare de situație în acest Sorry to Bother You, mamă, ce fir epic, ce nebunie, că nu o să te aștepți la asta. Eu când am auzit, am înciulit imediat urechile, zic, gata, vreau. Că oricum n-am mai văzut un film bun de multă vreme, zic, vreau și eu să văd acest film. Și mi-am făcut speranțe, m-am entuziasmat, m-am uitat chiar și cu individul, nu astăzi l-am văzut, mai de mult, dar l-aduc în atenție acum, poate aveți o părere, pardon, contrară mie, și l-am văzut împreună. Tătuțule, deci au fost, nu știu, 2 ore, o oră jumate din viața mea, irosite complet, o mizerie. Nu mi-a plăcut, îmi pare rău, nu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni, dacă l-ați văzut și v-a plăcut, considerați că n-am eu gusturi și că sunt praf și pulbere, mi-asum asta, dar mi s-a părut o panoramă de film, deci nu mi-a plăcut, mă așteptam la un cu totul alt dezmătământ și m-a dezamăgit cu atât mai mult cu cât începutul fusese foarte bun, fiind vorba despre un tip cu o situație materială foarte dificilă care se angajează la un soi de call center, suna oameni ca să le vândă diverse chestii și pentru că era foarte bun la call center-ul ăla, avansează în post, ajunge undeva la un rang mai înalt, câștigă din ce în ce mai mulți bani, se schimbă, își pierde prietenii, în fine. Și de acolo apare o dileală care n-are niciun sens, o chestie care n-are nicio legătură cu realitatea, o dă în SF, un deznodământ penibil, nu știu, nu mi s-a potrivit mie, n-a fost pentru mine, repet, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar din punctul meu de vedere, ăla, pentru gusturile mele, este un film prost, foarte, foarte prost. Și m-am ofticat cu atât mai mult, cu cât pentru mine 2 ore pe care se le pierde geaba, sunt frustrante, tată, că eu în alea 2 ore poate făceam altceva, poate le dormeam și ce bine ar fi fost 2 ore în plus. Dar așa ne uitam amândoi unul la celălalt, pe ce am terminat filmul, zic, la ce ne-am uitat? Deci, da, așa că cred că nu o să mai repetăm prea curând experimentul ăsta și de asta mi este și teamă de multe ori să încerc filme și seriale noi, pentru că mă tem că la sfârșitul vizualizării, o să-mi dau seama că a fost timp pierdut și atunci o să mă oftic și mai tare. Da, poc. În fine, deci o să revin cu toate clipurile astea. Nu uitați ce v-am întrebat. Lăsați-mi în comentarii acolo toate cele. Noi ne vedem duminică. Mulțumesc mult de tot, sau frumos. Rumbu vă pupă, cu burtica lui așa în sus pe față. Și vă urez în continuare o zi sau o seară ultra super minunată. Acum eu mă apuc să mai înstor creierii un pic, dacă termin în timp util și să sperăm că reușesc să termin, mă duc să mă demachez și m-am culcat. Ne vedem data viitoare. Pupicios mult, mulțumesc încă o dată!